pentru a nu deveni victime ale hoților de buzunare, polițiștii au întocmit o listă de sfaturi prin care ne învață cum să ne ferim. Mai mult, este bine să fim cu ochi în patru de fiecare dată când ne aflăm în locuri aglomerate, deoarece acestea sunt preferatele infractorilor. Mijloacele de transport în comun, cozile sau piețele sunt locurile frecventate de hoți. Astfel, în zonele centrale ale orașului, dar și în stațiile de autobuz, frecvent, se petrec astfel de minuni, iar pentru a stopa astfel de fenomen, Recomandăm tuturor cetățenilor să fie foarte atenți la poșetele care le țin pe lângă corp, la buzunarele care le au în zonele exterioare ale îmbrăcămintelor, la spate sau la piept, ca în momentul în care se află în aglomerație să dea o mai mare atenție la aceste buzunare, pentru că hoții de buzunare sunt foarte atenți la toate detaliile și sunt foarte ius de mână. De asemenea, recomandăm ca în piața centrală și în piața nord, de câte ori bătrânii merg să facă cumpărături, să fie mult mai atenți la cum își protejează sacoșele în care fac cumpărăturile, pentru că sunt o țintă singură a acestor infractori. Dacă sunteți victimă sau martor la o astfel de infracțiune, este bine să rețineți cât mai multe detalii despre hoți și să nu încercați să acționați singuri. Cel mai bine ar fi să sunați la numărul unic de urgență 112.